Mănăstirea Glavacioc din județul Argeș a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare. După 26 de ani de lucrări executate la întregul ansamblu monahal, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a oficiat slujba de resfințire a bisericii și a clădirilor anexe. La acest eveniment au participat reprezentanții ai prefecturii și Consiliului Județean Argeș, dar și autoritățile locale din comuna argeșeană Ștefan cel Mare. Sfânta liturghie a fost oficiată de arhiepiscopul Argeșului și Muscelului pe un podium special amenajat în curtea mănăstirii. Din ruina care a fost mănăstirea Glavacioc, una din frumoasele mănăstiri din țara românească, au format special și, bineînțeles, structura bisericii, așa după cum o vedeți, aduce puțin a Ștefan cel Mare. Știți cum este să simți prezent aproape un sfânt? E extraordinar. Dar dumneavoastră ați simțit la fel. Iar dacă azi nu ați fi simțit pe Sfântul Ștefan cel Mare, a cărui răznire se face după calendar, n-ați fi venit la mănăstirea Glavacioc? Noi suntem din București și venim cam des aici. Vizităm această mănăstire, că ne simțim foarte bine. Nu avem cuvinte să putem spune ce s-a putut vedea astăzi. Am venit într-un număr așa de mare. Noi venim în fiecare an. A fost o slujbă specială și o împlinire sufletească, o liniște sufletească specială. Nu am mai participat la un asemenea eveniment. Pentru mine a fost ceva unic. Unic până la această oră. În ziua de cinstire a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, obștea monahală de la Glavacioc a oferit în dar înalt preasfințitului părinte Calinic o icoană cu chipul Marelui Domnitor. Au fost 25-26 de ani de muncă, de trudă, de osteneală și dincolo de asta avem satisfacția că am dus lucru la bun sfârșit, am împlinit datoria care mi s-a încredințat de către înalt preasfințitul. Înalt preasfințitul, părintele nostru Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, în permanent a fost lângă noi cu povața, cu buna povață, cu toată grija părintească, ca pentru niște fii duhovnicești ai săi. Pentru eforturile depuse la reclădirea mănăstirii din 1991 și până în prezent, înalt preasfințitul părinte Calinic a oferit crucea basarabă părintelui stareț și membrilor obștii monahale de la mănăstirea Glavacioc. Mai mult, arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a oferit primarului comunei Ștefan cel Mare și ctitorilor distinția eparhială Sfântul Neagoe Vodă Basarab. Toți am pus umărul așa, după puterile fiecăruia, la reconstrucția acestui sfânt lăcaș. Suntem mândri că există pe teritoriul localității noastre și în continuare încercăm să sprijinim pe cât putem pe mănăstirea, pe părintele Casian, starețul Casian. La rândul lui, ierarhul a fost numit cetățean de onoare al comunei argeșene Ștefan cel Mare. Prima atestare documentară a mănăstirii Glavacioc este din anul 1441.